Înființată în cursul acestui an, Asociația Implică-te pentru Viitor a organizat sâmbătă a șasea acțiune lunară dedicată copiilor și tinerilor din municipiul Giurgiu. De data aceasta, organizatorii au pus în joc medalii, diplome și premii pentru copiii care iubesc și practică tenisul de masă. Competiția găzduită de sala de sport din cadrul complexului sportiv Marina Anastasovici s-a adresat copiilor de gimnaziu, care au concurat pe două categorii de vârstă, atât la fete cât și la băieți. Așa cum am obișnuit deja copiii, în fiecare ultimă sâmbătă din lună facem o acțiune pentru ei. De data aceasta este o acțiune care se referă la sport, competiția tenis de masă, o acțiune pe care deja am anunțat-o, copiii s-au înscris și chiar ne bucurăm că avem, eu știu, concurență așa de bun, care îi vedem deja în spate că își desfășoară activitatea. Așa cum am spus, Asociația Implică-te pentru Viitor, împreună cu Alexandru Vladu, Răzvan Cuc, Liliana Ciobanu, ne-am luat o promisiune pe care o respectăm. Lună de lună, suntem la șasea ediție deja a acestor concursuri, lună de lună vom ține aceste concursuri pentru copii. Cum se desfășoară concursul? Deci acum partea de tehnică de desfășurare a concursului au făcut-o specialiștii în domeniu. Sunt 26 de copii înscriși. Noi ne-am pregătit pentru locul 1, 2 și 3 cu medalii, diplome și cadouri care le vedeți acolo pe masă. Partea de desfășurare, vedeți, sunt arbitri de delegați la fiecare masă, deci exact partea sportivă care o fac specialiștii. Sunt două categorii de vârstă, până la prima categorie până la 10 ani și a doua până la 14 ani, iar încă două categorii pe sexe, pe băieți și pe fete. Deci vom avea patru finaliști pe fiecare loc câștigător. Ce vor primi câștigătorii? Am spus, vor primi diplomă, vor primi medalii, vor primi palete, vor primi tricouri. Și de ce să nu spunem, vor primi și niște brățări, pentru că mâine fiind ziua națională, ne-am gândit ca la toți copiii care participă să le oferim un simbol pentru ziua națională. Fundația ce acțiune pregătește pentru decembrie, că e o lună deosebită? Pentru luna decembrie gândim ceva pe linie culturală. Deja avem pregătit, se pregătesc copiii cu un spectacol pe care îl vom anunța din timp și probabil că îl vom face tot la sala care devine tradițională pentru noi, la clubul, la centrul militar. După cum sublinia, asociația nu este la prima acțiune dedicată copiilor și tinerilor și, după cum ne-a declarat prin vicepreședintele fundației, Silvian Dumitrache, nu va fi nici ultima din cursul acestui an. Te rugăm frumos să ne spui câteva vorbe despre fundație, despre implicarea ei, despre acțiunile din ultima vreme. După cum bine știți, Asociația Implicată pentru Viitor a apărut la începutul anului 2013. Am avut diverse acțiuni, două spectacole umanitare, strângere de fonduri pentru doi copii cu probleme, un concurs de 1 iunie, am avut și de Paște am avut o acțiune. Haideți să vă vorbesc de cele din ultimul timp. Împreună cu domnul viceprimar Alexandru Vladu, Răzvan Cuc și doamna deputat Liliana Ciobanu, la sfârșitul fiecarei luni avem câte o acțiune. Această lună a rămas pentru acest concurs de tenis de masă. Pe viitor, pentru luna decembrie, vom avea un spectacol cultural. Încă ne gândim la acest proiect, nu avem nimic bătut în cuie, doar asta e singura chestie, știm despre ce va fi. Despre ce să vă mai spun, cam asta este în principiu, în mare parte, acțiunile pe care le-am avut. Ați făcut foarte multe acțiuni frumoase în cursul acestui an. Simt oamenii acest lucru? Vin spre voi să vă sprijine? Am avut succes, pot spune eu, de fiecare dată. Am avut concurenți, am avut persoane prezente. Pentru că, de exemplu, la cea... Eu mă refeream dacă vin oamenii să vă sprijine financiar în proiectele noastre, să alăture proiectului dumneavoastră. Asta mai greu, vă dați seama.
sunt câteva persoane care ne-au sprijinit, dar nu persoane de afară sau să vină persoane de pe stradă să spună eu, ok, vreau să vă ajut sprijinându-vă cu ceva. Nu, asta nu se întâmplă, vă dați seama. Suntem așa de săraci? Nu cred că suntem așa de săraci, doar că nu se implică ceilalți. Este foarte greu să atragi pe cineva să vină să te ajute într-un astfel de proiect. Suntem la sfârșitul anului, aveți de gând să continuați și în 2014 astfel de acțiuni? Evident. Dacă am început acest proiect, va fi pe o perioadă mai lungă și nu ne vom opri doar la 5, 6, 7 luni care le-am avut până acum. Cu siguranță vom continua și pe viitor. La finalul competiției au urcat pe prima treaptă a podiumului Alexandra Pavel și Mihai Stoica pentru categoria de vârstă reprezentând clasele 1-4 și Alexandra Vișan și Cătălin Anghel, elevi ce au concurat la categoria de vârstă reprezentând clasele 5-8.